Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată, FIFA 19 Draft spre glorie. Ușor, ușor începe și răceala asta să ne lase, sper eu, săptămâna asta în final să scap de. Ia, înainte să începem, nu uitați să lăsați un like și ca de obicei, dacă vreți să cumpărați articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Haideți să vedem formația pe care o vom folosi în acest draft. 4-3-3 attack, 4-2-3-1. Nu mă mai gândesc, 4-2-3-1 e number one în jocul ăsta ca formație. Să vedem il capitano, Messi, clar începem cu Messi. Hai să vedem atacantul central. S-a întâmplat ultimele drafturi, să primim numai bazaconii. Nu vreau să-i jignesc pe acești jucători, convins că realitatea de jucători totuși de calitate, dar în FIFA nu prea poți să-i folosești, nu prea ai cum să-i folosești. Barkley, uite, pur și simplu îmi dă, mi-a dat, ok, argentinieni, i-am luat pentru chemistry, dar să fim serioși. Nu prea ai cum să faci o echipă competitivă doar cu acești jucători. Germania, ce aici? China, Olanda, Anglia, 1, Reed. Iau pe Reed ăsta, dar vă spun sincer, băieți, bela mare, mă duc pe rezerve. Mă duc pe rezerve să mă ajute puțin să fac o idee asupra echipei. Rodriguez, Maicon, Mahrez. Mamma mia! Degeaba avem formație bună dacă nu avem și noi un jucător acolo, ceva să facem diferența. Shaqiri. Of, o viță. E posibil, da, e posibil să fie cel mai... Punct de vedere al jucătorilor, cel mai slab draft. De ce? Bernardo Silva, Di Maria. Deci fiți atenți, uitați-vă și voi ce... Doamne. Au ficat numai nebune. Ok, best, în finalul jucător. Hai să zic, pot să-l folosesc. Care e jucător adevărat. Mamă, nici măcar nu-mi intră în primul 11 cei de pe banca de rezerve. În chemistry nu stau deloc. Zanetti. Bun, mamă, cum s-a legat ăsta? Cum s-a legat Zanetti? Bakayoko, Camacho, Sonzi. Tu, ăsta nu se mai leagă, dar... Ce pot să fac? Uite ce oviță cum nu se leagă. Da, iar intră cu Reed ăsta. Bine mă, oviță, păi se poate așa. Crișito. Colasina. Ne obligă la Colasina. Colasina n-are chemistry. Are Guardian, dacă nu mă înșel, și nu prea ne mulțumește. Crișito. Rodriguez. Crișito. Colasina. Wended. Gula. Ne obligă la Colasina. N-am ce să fac. Asta e situația. Venim cu 3 schimbări după minutul 1, cred eu. Lala. Sau Joao Cancelo. Joao Cancelo e cu Hunter. 88. L-aș lua, da. Și așa o să fac. Iau pe Joao Cancelo. Vedem acum ce ne pic. Stai să mă gândesc, m-am gândit Maldini. Păcat că n-au fost așa de darnici pe pa... More! Virgil van Dijk, Thiago Silva, Socrates! More! Hai să mai gândesc puțin, m-am gândit, more să fie. Și portar... Castells, Kepa... Kepa, cât ai Kepa înălțime, Monchert? 6-2, nu mă impresionează asta la tine, 84. Castells, în schimb, are 6.6. Eu pe Castells ia chemistry oricum. Ok. Acum mi-ar trebui vreo 2 jucători de primul 11. Hummels, Marco Reus. Pe Reus ăsta am eu cum să-l bag? N-a prea cred. Poate super sub. Rose are 7-7. Nu merită Colasina de acolo. Hummels, hai să luăm pe Reus ca super sub. Ce mai avem? Belotti, Suarez. Rodrigo! Vezi că Rodrigo e bun, o viță. 4-3, bunicel jumping, bun. Luăm pe Rodriguez ăsta. Deși Suarez, da, mă, lua el link-ul cu Messi, ok.
Bine, stai puțin. 7-7. Hai că vedem cum combinăm de aici. Tot avem full chemistry la echipă. Ribery, Rodriguez, Cuadrado. Eriksen. Tottenham Hotspur. Ha. Să joc, nu pot să joc. Ce am? Cuadrado, Matuidi. Matuidi, Rodriguez. Matuidi pe Franța. Cuadrado, super sub. Asta e slăbuț. Asta e slăbuț aici. O să rămânem cu Dyer și cu Zanetti la mijloc. Cu Pavard. Pavard, un jucător interesant, să știți. Francez. Bun, interesant jucătorul. Philippe Luiz. Și el un jucător interesant, să știți. 79. Miranda, Jordi Alba. Că am schimbat noi partea acolo. Pe Jordi Alba, fundaș stânga. Mai degrabă un Philippe Luiz. Nu mai stăm în full. Stăm, uite, stăm în 97. 7-7. Stai să vedem cum terminăm. Stai să vedem. Vedem după aia, aranjăm oricum să avem full chemistry la echipă. Ricardo Pereira. Marcos Alonso. Și portarul. David De Gea. Costil, cât ai înălțime, prietene? 6-2. Horn, cât ai? 6-4, interesant. Joc cu Horn în locul Castle, hai să jucăm așa. Bun, managerul acum, dacă n-ajung la full chemistry, ajung la full chemistry lejer. No. Nu. O viță, visător. 97, ajung la 98, dar am jucători care îmi plac în teren, adică n-am fundașul la stânga, care era de colasina destul de dificil de apărat. Primul adversar, tot un 4-2-3-1, curios, frate. N-am jucat cu 4-2-3-1, dar nu știu câte drafturi și acum am eu 4-2-3-1 și mă întâlnesc cu unul cu 4-2-3-1, ok. Gareth Bale, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Foden, cred că era. Echipă bunicică, da? Zanetti, scăpăm bine tot aici. Zanetti pe verde și salvează și Ramos și portarul. Cum, frate? Maldini! Wow! Wow! De unde a dat Paolo Maldini? Cu căpățâna 1-0. În concentrare periculoasă. A dat pe cuvântul meu. Nu am încărcat butonul de șut. Am dat pe pasă special pentru că știam că e pe dreptul lui și e o poziție grea. A fost un șut automat foarte ciudat că jocul a luat decizia asta pentru mine. Super, mai cu șutul, mă! Mamă, ce le face Royce! Dar Rodrigo nu ia fața, nu ia fața la fundaș, păcat. Messi acum? Am blocaj. Presăm, dar lipsește golul. De Georgica, mamă, ce ratare, iar, frate. Băi, dar l-a salvat și pe ăsta portarul. Nu-l mai salvează acum, vest, un gol superb în vinclu. Wow, ce finalizare. Cireșcuit în primul meci, împotriva, să știți, e un jucător foarte bun. Motor adversar 4-5-1, Ronaldo off-cam în față, George Best. N'Golo Kante, Sane, nu știu de ce nu l-a băgat pe Ronaldo după minutul 1. Poate nu-l interesa diferența între 3 și 5 chemistry. Haide, mă! Nu cred că e offside. Nu cred. Nu! Super centrare, Rodrigo cu capul nu iartă și e 1-0.
Rodrigo pe verde. Bară transversală, din păcate. Finalizează, finalizează Felipe Anderson, 2-0-26. Super bine jucat. George Best, George Best, Georgica 3-0. Haide mă, 4-0 și cred că în final poate e un rage quit. Și ăsta ce le scoate? Nu știu de ce n-a ieșit băiatul ăsta, că prea mai avut nicio ocazie după aia. Fluier final, băieți, jucat foarte bine. Dominat de la început, am și marcat repede, ce drept asta ne-a ajutat foarte mult. Mergem în semifinale. Oh, ce echipă are adversarul nostru, 4-3-3, Del Piero, Team of the Year, Ronaldo, Georgica Bestica, acolo, Team of the Year, Ramos. Frumos, frumos finalizat acolo. Na, nu cred, n-a luat centrare, a luat. A luat la Messi, deși am încăcat la maxim, n-a dat la lung, a dat la Messi, ce greșeală aici. Ce golare! Rodrigo! Mamă, cât a fault-ul a fost ăla și nu mi-a dat. Rodrigo! Crezut că dă corner. Am crezut că, pardon, că nu o să fie corner, nu știu de ce. Deci, intrare periculoasă! Nu ne iese, din păcate. Dyer? Nu te cred, Dyer, te mănânc! Băi, ce fază frumoasă și bine gândită acolo. Dyer trage în blocaj. Rodrigo! Wow, wow! Haide, mă! Rodrigo, te pupă pe pălărie, Rodrigo! Senzațional, 3-1, acest Rodrigo are un stâng magic! Bine, Tyler, bravo, mă! Ah, fac cadou aici! Normal că e gol din kick-off după 7 respingeri. Ceva, nu te cred! Nu te cred! Voi ați văzut, am dat pasă la portar și portarul face în atacant!
Rodrigo! Rodrigo! S-a făcut dreptate, băieți. Hai să vedem golurile lui. Luka Modric. Gol Luka Modric. Asta-s puțin. Face crochete, ce face pe aici, ne apărăm noi, îi luăm mingea, ia uite cum sare la Pogba. Fii atent, îi luăm mingea. Deci îi luăm mingea la crocheta aici, frumos. Sare drept la Pogba, Pogba îi dă lui Modric și gol. Deci nu contează dacă te ia pe mingea, sare tot la adversar. Hai să vedem, mă. Golul lui Cristiano Ronaldo, ok, ăsta este alt gol interesant, zic eu, foarte interesant. Aici am dat pasă la portar. Vedeți, fiți atenți. În cazul în care aș fi încărcat eu ceva ca pasă, preluare, orice, s-ar fi văzut, la portar mă refer dacă încărcam așa ceva, s-ar fi văzut direcția aceasta. Deci eu aici într-adevăr am dat pasă înapoi și de asta îți arată și direcția încotro ai dat o pas. În schimb, mingea acum când ajunge la portar, hai să ne uităm puțin, ajunge mingea la portar, eu nu am încărcat nimic. Uite-l pe al meu, 5 metri preluare, după ce face preluarea Bianca Archeu, 5 metri preluare face, wow! Drept în... N-a fost o pasă tare. A fost o pasă simplă. Uite, simplă pasă. Ia uite, 5 metri preluare drept în atacant. Bine că am rezolvat-o cu Rodrigo după. Bine că am rezolvat-o. Hai să vedem adversarul din finală. 4-2-2-2. Aia pe Harry Kane. Pe Silva. Fernandinho cu Kante se țină în mijlocul. Varane, Barta. Bun, team of the year, De Bruyne, Hazard. Interesantă echipă. Rodrigo! Rodrigo, te mănâncă, frate, ce stâng are ăsta! No, de ce a dat cu capul? Mamă, mamă, iar scăpasem acolo. Iar scăpasem bine de tot. De ce nu fi băgat căpățâna ca meciurile anterioare? Dar frate, l-a dat din voleu. Ei, ăla-i penalti acolo! Bacu-n poartă, Georgica, Bacu! E offside? Nu e offside, e gol! Meritat total! Bine, mă, băieți, mă! Nu cred, era trez... Respinsă de adversar mingea. Oh. Băi, nu mă așteptam la prima lui ocazie să fie gol. Da, în fine. M-a relaxat, 2-0, am zis e gata. Mare greșeală am făcut. Nu Messi, nu Messi. Cu noroc. Scuze, a fost cu noroc golul, m-aș trebui să ies din prima. Scuze. Opa, nu Rodrigo, nu, m-a băgat sub minge, cred. Și de asta nu s-a dus bine lovitura de cap. La fel de bine ca cele anterioare. Fair final, băieți, un draft dificil, câștigat cu greu de noi, cu multă muncă, dar cu atât mai frumos cu cât a fost un draft greu, nu a fost unul ușor. Poate acum la premia să vedem și noi, ne pică ceva foarte bun, avem premium gold players pack și mega pack, băieți. MVP-ul acestui draft, cu siguranță, Europa League, man of the match, dacă nu mă înșel, este genul acela de card al lui Rodrigo. Stâng nimicitor, lovituri de cap senzaționale, recomand. Nu știu, două secunde să mă uit să văd cât costă. Sunt tare curios cât costă acest card.
Rodrigo. Intrăm pe Footbin, să dăm un check la price. La prețul ăsta. Unde ești, mă, tu, Rodrigo? Rodrigo. L-am găsit. Ok, în primul pachet ăsta văd că aici nu a picat nimic. 117.000 pe PS4, 95.500 pe Xbox One. Am actual un super, super card. Joc și cu Hawk. E piesă. Nu e board down nici aici. Nu e, pardon, de walkout nici aici, dar e board down din Italia. Mijlocaș central defensiv de la Roma, Daniele De Rossi, 83. Păi, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like, vă pup o viță. Pa, pa!